Potrivit Ligii Deca, ministrul Educației, examenele naționale vor fi organizate în noul format, cel mai devreme în 2027. Anunțul a fost făcut după ce executivul a aprobat proiectele cu noile modificări din învățământ. Prevederile vor intra în vigoare peste 4 ani, însă termenul poate fi prelungit cu 1 an sau chiar 2. Noile forme de evaluare națională și admitere la liceu și de bacalaureat nu vor intra în vigoare începând cu anul școlar următor adoptării legii. Vor intra în vigoare fie cel mai devreme în 2027 pentru evaluarea națională și bacalaureat, dacă aprobăm legea în Parlament până la finalul acestui an școlar, fie vorbim despre 2028 sau chiar 2029. Nu este o chestiune care se întâmplă de azi pe mâine. Asigurăm predictibilitate în sistem, a spus ministrul Deca. Noul BAC va avea mai multe probe decât în prezent, iar elevii de la profilul tehnologic vor da examen propriu.